Elevii claselor a patra au susținut marți proba la limba română din cadrul evaluării naționale. Cea de-a doua probă la matematică și științele naturii are loc miercuri, iar joi elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba maternă. Probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării din clasa a doua încep pe data de 25 mai. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 26 mai. Proba la matematică este programată pe 27 mai, iar proba la limba română, scris și citit pentru elevii din rândul minorităților naționale, se va desfășura pe data de 28 mai. Testele sunt elaborate de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la evaluarea națională la clasa a doua, respectiv 60 de minute pentru fiecare test administrat la evaluarea națională la clasa a patra și la clasa a șasea. Testele sunt evaluate în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează sau nu se comunică public și nu se trec în catalog.